Titlul mesajului meu de astăzi este Fi și tu unul. În uh, fapte, și studiem cartea Faptele Apostolilor, câți dintre voi uh, vă amintiți versetul care stă la baza uh, cărții Faptelui, Faptele Apostolilor? Da? Îl zicem împreună? Hai să-l zicem împreună. Fapte 1 cu 8. Și voi, și voi veți primi putere când... Duhul Sfânt v voi și martor, în. Iusalim, Iudeea, Samaria, Samaria și, și până la. Până. la bravo, bravo. Felicitări. Haideți să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Am uh, început de la capitolul 1 și uh, suntem așa în. Uh, uh, probabil că seria aceasta va continua o perioadă de timp destul de de lungă, pentru că faptele apostolilor nu e o carte scurtă. <laughs> Și vrem să luăm din această carte maxim, din ceea ce putem să luăm în momentul acesta. Așa că, fapte 10, am vorbit câteva săptămâni, două, trei săptămâni din fapte 9. În fapte 10, cam tot ce se întâmplă în Fapte 10 este reluat în Fapte 11. Așa că, dar, dar un, un lucru cheie, vreau să spun din Fapte 10, este, este că până în Faptele Apostolilor, capitolul 10, cam tot ce s-a întâmplat a fost concentrat sau centrat Spre evrei. Din fapte 10, vedem un switch, o schimbare. Și Evanghelia, oarecum, se, se uh, uh, rămâne și la evrei, dar, dar se face întoarcerea înspre neamuri, în fapte 10. Pentru că acolo îl întâlnim pe Corneliu, care. Uh, care uh, Biblia spune că se ruga, mergea la biserică și dăruia uh, foarte mulți bani pentru, uh, pentru lucrarea care era la biserică și el credea că e creștin. Așa spune, așa spune Biblia, nu? Uh, el credea că uh, e un bun creștin, așa cum am zice și noi. Dar din uh, fapte 10 ne dăm seama și în special din mesajul îngerului care a venit la el, ne dăm seama că de fapt nu era creștin era doar religios. Și, uh, și îngerul i-a spus: uh, "Cheamă-l pe Petru. Să vină și el îți va spune tot ce trebuie să faci." Cu alte cuvinte, Petru, când a venit, a vorbit cu el, a vorbit cu el, practic el și a adunat Biblia spune că și a adunat toată familia, uh, părinți, bunici, uh, străbunici, nepoți, și a adunat toată familia și când Petru a venit, le-a prezentat Evanghelia. În timp ce Petru le prezenta Evanghelia, Biblia spune că ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Au primit Duhul Sfânt. După ce au primit Duhul Sfânt, Petru și cei cu care era, i-a botezat în apă. Și faptul că le-a prezentat Evanghelia ne spune că a pus în ordine trei lucruri. A pus în ordine trei lucruri. l-a ajutat să creadă în Isus, l-a ajutat să primească botezul cu Duhul Sfânt și i-a ajutat să se boteze în apă. Astea, peste tot, am văzut în faptele apostolilor, astea sunt cele trei semne ale unui creștin autentic. Crede în Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, primește botezul cu Duhul Sfânt și este botezat în apă. Și apoi, sigur că în procesul în procesul lui de creștere, după ce, după ce un creștin face acești trei pași sau, sau experimentează acești trei pași, primește o însărcinare primește marea însărcinare de a duce Evanghelia pentru că mai departe la comunitate, la familie, la prieteni, la, la, toți cei care au nevoie de Evanghelie, pentru că Evanghelia nu se oprește la noi. Dacă Evanghelia se oprea la, la apostoli, nu mai ajungea la, la Cornelius. Și dacă se oprea la Cornelius, nu mai ajungea mai departe. Și, și nu, noi nu aveam Evanghelia astăzi, dacă, dacă cineva spunea Evanghelia este doar pentru mine, eu nu trebuie să o dau mai departe. Deci noi suntem chemați să o dăm mai departe. Și apoi în fapte 11, am spus deja, Petru repetă ce s-a întâmplat, pentru că, pentru că Dumnezeu vrea să înțelegem că oricine e calificat să primească Evanghelia. Noi noi nu putem să selectăm oamenii să spunem, păi grupul ăsta de oameni, sunt, ei sunt calificați să primească Evanghelia. Aici nu știu în centru, aici nu știu dacă chiar sunt calificați sau, mă înțelegeți, noi avem oricine, oricine este calificat să primească Evanghelia și, uh, și uh, ne prezintă de asemenea o biserică în 11, întâlnim o biserică, de fapt, prima biserică a neevreilor în Antiochia. Și în acea biserică, îl întâlnim pe Barnabas. În fapte 11 cu 24 spune că Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Două caracteristici extrem de importante. Era un om bun. Asta poate să fie oricine. Nu? Un om bun poate să fie oricine. Nu are nevoie de Duhul Sfânt ca să fie un om bun. Și cunoaște mulți oameni buni în jurul nostru. Dar a doua caracteristică era, era plin de Duhul Sfânt și de credință. Și, uh, și vreau să privim un pic la Barnabas, să vedem trei sau patru, în funcție de cât timp și cum mă încadrez în timp, trei sau patru caracteristici pe care cred că le avea Barnabas, dar și noi avem nevoie de ele. Ok? Prima caracteristică, Barnabas, lui Barnabas îi păsa de oameni îi păsa de oameni. Fapte 11 cu 19 spune, cei ce fusese împrăștiați din cauza persecuției, care avusese loc în urma uciderii lui Ștefan, și vă amintiți că în fapte, 4 am studiat, în fapte 8 am studiat asta, uh, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Ei nu vorbeau despre cuvânt nimănui în afară de iudei. Ce ciudat, nu? Câțiva dintre ei totuși, niște bărbați din Cipru și din Cirena, care veniseră din, în Antiohia, le-au vorbit și grecilor, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus. Acum vreau să vă arăt un pic pe hartă unde, unde era, unde, era unde, era, unde s-au întâmplat aceste lucruri. Practic, aici este Cipru, da? undeva Aici, aici este Damasc, aici era uh, Ierusalim, dar văd că uh, s-a șters. Uh, și, și, da este, pardon. Da. <laughs> e prea mare, nu? <laughs> Când l-am trimis era aici parcă. <laughs> și mi-a rămas în minte. Uh, cezarea, da. <laughs> e destul de mare Cezarea. O vedeți? Da, da. Eu nu o vedeam. Uh, și aici este Antiohia, Antiohia siriană, da? Acolo este Tarsus. Uh, știți că în Tarsus s-a născut cine? Pavel. Acolo el s-a născut, acolo a venit la Ierusalim ca să studieze. Apoi s-a dus înapoi în Tarsus și a, a lucrat în, în sinagoga din Tarsus, a făcut o treabă bună acolo, după aceea au venit la Ierusalim să se închine și o decis, probabil a fost ales în Sinedriu ca unul dintre cei care, care să lucreze Curtea Supremă a Israelului. Și, și oamenii ăștia din Cipru, evrei, au venit. În, în Antiohia, mulți, mulți dintre, uh, dintre cei care erau în Ierusalim s-au împrăștiat, am citit asta, și uh, au ajuns chiar și în Cipru. Și cei din Cipru care au ajuns au venit aici și Biblia spune că au plantat o biserică acolo, în, uh, în Antiohia. Au plantat o biserică care... Experimentat trezirea spirituală, aveau, aveau rugăciune, aveau învățători, erau cinci învățători acolo și, și, și era o biserică, o biserică vie. Atunci când o biserică este vie, oamenii aud de, de ce se întâmplă acolo, nu? Și, și asta s-a întâmplat și în, în Ierusalim. S-a auzit în Ierusalim că în Antiohia este o biserică. Este o biserică vie. Și mai ales că este o biserică de neevrei. Și um, ce s-a întâmplat atunci? Biblia spune că l-au trimis pe Barnabas ca să vadă care-i treaba cu biserica asta. Dar ne întrebăm oare de ce l-au trimis pe Barnabas? Pentru că erau grei acolo. Era Petru, Ioan, Iacov. Uh, ucenicii lui Isus, direct, nu? au avut contact direct cu Isus, oameni care, care uh, aveau, puteau să meargă într-o într zonă nouă, adică complet nouă, în afara limitelor lor și să o verifice, să vadă, mă, e autentică, nu e autentică, ce se întâmplă acolo. Dar totuși, de ce l-au ales pe Barnabas? L-au ales pe Barnabas, cred, pentru că... L-au ales din cauza reputației pe care el o avea. Care era reputația lui? Biblia spune că era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Asta înseamnă o reputație bună. Pe lângă asta, Biblia spune că ucenicii i-au schimbat numele care pe care îl avea inițial, nu? Și, și Ios, Iosif l-au schimbat în Barnabas, fiul încurajării. De ce? Pentru că el încuraja pe toată lumea. El era un încurajator, incurabil. Ca să-ți schimbe cineva numele în încurajatorul Ionel, Iosif. Îți schimbăm numele. Încurajatorule! <gâng> Ți-am trimis mesaje în urmă cu câteva săptămâni. Încurajatorule! Noi a, primim, cu, a, primim un nume nou care ne duce la un alt nivel a, 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 în, în relația noastră cu Dumnezeu și și... Uh, și el a primit un nume nou, încurajatorul, pentru că încuraja pe toată lumea. Și uh, uh, el, în fapte 4, a încurajat Biserica pentru că uh, trecea printr-o situație financiară uh, mai uh, dificilă. Și ce au zis? Mă, eu am un teren, îl vând și aduc banii și îi pun la picioarele apostolilor. Distribuiți-i voi cum credeți de cuvință. Uh, Barnabas a făcut asta. El, el a zis, vreau să. Vreau să încurajez, vreau să susțin, vreau să fiu acolo unde, unde, unde Dumnezeu m-a pus, vreau să fiu o binecuvântare. Și um, de ce ar face cineva asta? De ce ar vrea cineva să, să își vândă un teren și să aducă banii la biserică? Pentru că îi pasă de alții. Pentru că îi pasă. De, cei, de ceilalți oameni. Și uh, așa, așa facem și noi, nu? Ne pasă de alți oameni. De ce am merge în parc? De ce am merge în parcul din uh, în parcul de la super, în parcul libertății, cred că arăt bine, nu? Parcul libertății în uh, Regin, parcul uh, uh, miorița din, to din uh, toplița și parcul Victoria din uh, Târnăveni. De ce am merge în parcurile alea? Pentru că ne pasă de oameni. Ok, trebuie să-mi vând terenul? Poate, dacă Dumnezeu îți zice, vindeți terenul și, și participă. Cred că, cred că noi putem investi în nevoile altora pentru ca oamenii aceia să-L cunoască pe Dumnezeu pentru ca oamenii aceia să, să aibă oportunitatea să își deschidă inima și să, să spună, vreau și eu să îl cunosc pe Dumnezeul care v-a trimis aici. Am fost în, în parc în, în urmă cu o săptămână cu grupul nostru Libertatea și am a, a, povestit cu oamenii din parc, în, în parcul de la Super și, a, și am avut așa discuții foarte bune. Un a, cuplu a, care. Care, cu care am vorbit, familia Dogaru, v-am promis că vă salut, vă salut familia Dogaru, am povestit cu, cu dânsii am avut un timp așa de fain, așa de bun. Și uh, când ne-am prezentat și am spus că suntem uh, Biserica Creștină Noua Generație, au zis, ah, uh, cei de pe Eminescu, <laughs> uh, știu, aveți. Uh, e o sală extraordinară, am fost în sala voastră, mi-a plăcut, o să venim, o să venim. Și, uh, și le-am spus. Uh, Uh, am povestit despre ce vrem să facem acolo și uh, au spus că vor și ei să se implice și să participe împreună cu noi. Uh, eu cred că eu cred că biserica dragii mei biserica noi avem nevoie să începem să ne gândim la alții mai mult decât la noi. Să ne pese de alții. Și când ne pasă de alții, Dumnezeu ne trimite ca să-i încurajăm. Dumnezeu ne trimite să-i susținem. În al doilea rând, Barnabas a slujit unde a fost nevoie. În fapte 11 cu 22 spune vestea despre ei, a ajuns și la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l-au trimis pe Barnabas să meargă până în Antiohia. Și ce mi se pare interesant în versetul ăsta este că l-au trimis pe Barnaba, și el a mers. Imediat. Nu zis, oh, ok, mulțumesc, sunt onorat, o să mă gândesc, o să mă rog și îți spun într-o săptămână. Nu. L-au trimis și s-a dus. N-a fost nicio perioadă de așteptare. Uh, și, uh, și. De ce, de ce s-a întâmplat asta? Pentru că Barnabas era un om bun și plin de duh sfânt. Era un om plin de duh sfânt și de credință. Și pe, pe, și, și pe lângă asta era și un om bun. Uh, uh, cred că fiecare dintre noi vrem să fim folosiți de Dumnezeu. Dar majoritatea dintre noi vrem să fim folosiți de Dumnezeu în condițiile noastre. Și, uh, și asta. Ne, ne face pe noi să pierdem oportunitatea de a fi folosiți de Dumnezeu. Astăzi vreau să, vreau să îți pui întrebarea: Sunt eu folosit de Dumnezeu? Și dacă răspunsul este nu prea, atunci întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Și poate te întrebe asta. Cum aș putea eu să cunosc? Nevoile într-o biserică așa de mare, în patru locații, cum, cum aș putea eu să știu care sunt nevoile? Cursul descoperă, te ajută să vezi, să te conectezi la biserică, te ajută să te conectezi la la, 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 ceea, la viziunea bisericii, la valorile bisericii, apoi la echipele de slujire din biserică, apoi la, vei putea să te conectezi la lucrarea bisericii. Conectează-te, intră în cursul descoperă și, și vezi, vezi unde te potrivești. Cursul descoperă te ajută să, să vezi puzzle-ul acesta al Bisericii Creștine Noua Generație și, și de asemenea te va ajuta să-ți descoperi, să-ți identifici bucata ta de puzzle. Și când îți identifici bucata ta de puzzle și vezi întregul puzzle, Vezi, poți să-ți găsești locul unde să-ți pui bucata ta în folosire. Acum, Dumnezeu vrea ca tu să-ți tu să să folosești potențialul, tu să folosești darurile pe care tu le ai pentru a-i sluji pe ceilalți. Acolo unde este nevoie. Și um, uh, cei care sunt plini de Duhul Sfânt și de credință. Se fac disponibili. Se fac disponibili. Merg acolo unde sunt trimiși. Fac ceea ce, fac ceea ce este nevoie. Și uh, uh, când, cu cât suntem mai plini de Duhul Sfânt, cu cât avem mai multă credință, cu atât disponibilitatea noastră e mai mare. Uitați-vă la... La... Hai să vorbim despre Andreea și Bogdan, care sunt aici astăzi cu noi. Ei, uh, uh, practic, sunt responsabili pentru campusul din Regin. Uh, au trei copii, au joburi amândoi și, în același timp, slujesc într-un campus. În fiecare duminică pleacă la ora uh, 8 și 20. <laughs> că i-am văzut la 8 jumate ieșind de pe stradă. <laughs> și uh, uh, se duc până în Regin, își pregătesc tot ce trebuie pregătit acolo. Echipa, își adună echipa în jurul lor, echipa Dream Team din Regin. Acum în Regin este Dani și Georgi care slujesc uh, de asemenea în campusul din Regin. Mulțumim Dani și Ro și uh, Georgi. <laughs> da? Uh, dar, dar, trei copii, da, o, da, uite, asta, Paul nu e aici. E aici, Paul? Nu e aici. Uh, pa, Paul e în toplița, da. Patru copii. Nu, no, dar n-am vrut să fie chiar extrem. <laughs> Exemplu. Uh, oamenii de rând se mai identifică cu doi, trei, Patru, mergem, e alt nivel, nu? Dar, dar uh, cu toate acestea, nu? Voi sunteți dedicați, implicați. Mă, zici că aveți mai mult timp decât uh, uh, Andrei și Ralu, care... <laughs> care n-au copii încă. Ne rugăm pentru ei, ne rugăm, nu? Andrei și Ralu, veniți în față să ne rugăm pentru voi. <laughs> nu, dar, dar e important... Și, și ne gândim, mă, dar de unde au ei atâta timp? Cum pot ei să, să facă așa de multe lucruri pe lângă job, pe lângă ceea ce fac ei, pe lângă familie, pe lângă uh, timpul pe care îl au ei și, și mereu îi auzim spunând, suntem onorați, suntem binecuvântați, avem un timp uh, foarte bun, în, uh, pe mașină încolo, pe mașină încoace, acolo. Uh, e, e, o, e, e ceva acolo. E ceva acolo. Și acel ceva, știți ce este acel ceva? Atunci când noi spunem da lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă putere să facem acel lucru. Ne dă puterea Lui să facem acel lucru. Până când nu spui da, vezi doar imposibilul. Vezi doar dificultățile, vezi doar greutățile, vezi doar ce nu este. Dar când îi spui da lui Dumnezeu, El îți dă puterea să faci ceea ce El te-a chemat să faci. Și uh, și, uh, asta e, asta, și nu doar puterea, dar îți dă și credința, îți dă și binecuvântarea, îți dă și pasiunea, îți dă și resursele, îți dă tot ce ai nevoie ca să faci ce ai spus da. Pentru că îi spui da lui Dumnezeu. Și când îi spui da lui Dumnezeu, El își onorează, uh, își onorează oamenii pe care, uh, care, care se lasă folosiți de El. Și dacă noi am face doar lucrurile în care noi suntem confortabili. Și, și ne gândim, mă, eu sunt confortabil să fac uite astea trei lucruri. Eu cred că astea sunt darurile mele. Dacă nu slujesc în darurile astea, atunci eu nu fac nimic. Dacă dacă vrei să faci doar lucrurile în care ești confortabil și în care tu crezi că ești înzestrat, s-ar putea să ratezi cea mai mare binecuvântare a vieții tale, pe care Dumnezeu ți o pune în față prin lideri, prin pastori, prin oamenii din jurul tău și, și tu spui, n-am darul, eu nu pot. Te, te, îți pui tu un blocaj dar, dar vreau să și cum am, am dat exemplul lui Andreea și Bogdan dar este și Paul și Alina sunt uh, Cristina și Ionel uh, uh, Ionut și Gabi uh, Mădălin și Petruța sunt foarte mulți foarte mulți Mădălin și Petruța nu știu ce planuri au să-l ajungă pe Paul sau dar uh, uh, faceți treabă bună în târnăveni vă iubim Uh, 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 de asemenea, o admir pe Atena, care în uh, 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 ultima perioadă s-au ridicat foarte multe voci împotriva slujirii ei și uh, împotriva chemării și, și este lovită pe uh, rețele și uh, din toate direcțiile, dar, dar ea rămâne fermă față de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. De ce? Pentru că, pentru că este, este ca și într-un într război, nu? Noi suntem în, în armata lui Dumnezeu, nu? Amin? Ne place să spunem, sunt soldat al lui Hristos, dar când sunt lovit ca un soldat, mă port ca și cum n-aș fi un soldat. Nu, suntem soldați, suntem în armata lui Hristos și uh, indiferent, indiferent de, de uh, ce se întâmplă, ce face un soldat când primește o misiune sau o comandă? O îndeplinește cu orice preț, pentru că a primit o, 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 o comandă de la un superior. Noi am primit o comandă de la Isus Hristos. Și am primit niște daruri. Ne-a zestrat Dumnezeu cu niște daruri. Pavel spune: Vai de noi dacă nu folosim darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Amin? Amin. Și, și noi suntem chemați să-i slujim pe alții cu darurile noastre. Și asta e ceea ce Dumnezeu vrea și de la tine. Alege, alege. Puneți întrebarea: folosesc darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine sau puneți întrebarea. Văd eu toate darurile pe care le am? Cursul de Descoperă o să te ajute să îți identifici darurile și, și să începi să funcționezi în darurile pe care, pe care le ai și în darurile... Eu, de exemplu, până în 2001, până în anul 2000, efectiv, n-am știut că am darul de pastor. Am lucrat ca și evanghelist, eram peste tot în țară, dar în 2000 am avut o discuție cu unul dintre mentorii mei și mi-a spus, Marin, cred că Dumnezeu vrea să scoți din borcanul inimii tale și darul de pastor și apostol, pentru că El vrea să îți folosească acest dar. Și am zis, dar eu nu am darul ăsta. Și au zis, ba da, ai Și m-a ajutat să văd că am acest dar și am început să-l folosesc. S-ar putea ca tu să, tu să crezi că ai un dar și poate l-ai, dar pe lângă acela mai ai și alte daruri pe care Dumnezeu vrea să le scoți din borcanul inimitale și să le folosești pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? Și în momentul în care tu îi spui da lui Dumnezeu și îți asumi, îți asumi responsabilitatea slujirii în darul sau cu darul respectiv, în chemarea pe care Dumnezeu ți-o dă, Vei primi putere, vei primi resurse, vei primi binecuvântare, vei primi tot ce ai nevoie ca să depășești orice situație, orice dificultate. Dar rămâi concentrat. Rămâi ca un soldat concentrat. Ne place când, când spionii rămân concentrați așa pe ținta lor și zic, băi, eu trebuie să fac aia, trebuie să aflu, trebuie să deconspir, trebuie să... Nu? Ne plac filmele alea. Mie îmi plac filmele de acțiune, nu știu dacă vouă vă plac filmele de acțiune, dar, dar uh, uh, asta, cred că în momentul în care noi spunem da lui Dumnezeu, putem începe folos să folosim darurile pe care le avem sau darurile pe care n-am știut că le avem și să facem lucruri, cred că fiecare dintre noi, când îi spunem da lui Dumnezeu, începem să facem lucruri pe care niciodată nu ne-am gândit că le vom putea face. Amin? Haideți să-i spunem da lui Dumnezeu. Amin? Deci îi pasă de alții, slujește oriunde este nevoie de el și apoi Barnaba să-i privește cu har și credință pe cei din Antiohia, pe cei din biserică. Fapte 11 cu 23, când a ajuns, el și, a, el când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, vedeți ce a văzut el? A văzut Harul lui Dumnezeu în biserică. S-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată. A privit la o biserică imperfectă. Amintiți-vă că, 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 că poți să pui din nou harta, te rog. El, el s-a dus din Ierusalim, s-a dus din Ierusalim în Antiohia, care și acolo era o biserică de neevrei, o biserică de, de oameni care, care nu aveau legea iudaică, nu aveau, nu aveau cultura iudaică, nu erau nu erau evrei. Nu erau oamenii iubiți de Dumnezeu. Și venea practic acolo erau oameni care au venit din lume în biserică. Care au care au trăit o viață întreagă în depravare și în, 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 fără Dumnezeu, practic. În păcat, în mizerie, în rușine, în vină, în, în, acuzații, în toate lucrurile cu care noi ne confruntăm astăzi, pentru că biserica din Antiochia este ca și biserica din Târgu Mureș, din Reghin, Toplița, Târnăveni, din Oradea, din oricare oraș. De ce? Pentru că mai ales astăzi, în zilele de astăzi, lumea este în aproape descompunere. Atât de multe rele se întâmplă. Și acolo în Antiohia era această biserică, probabil în biserică erau majoritatea erau oameni noi care, care nu aveau cultura bisericii, nu aveau valorile iubesc pe Dumnezeu, iubesc oamenii, aleg bucuria, urmăresc excelența. Ei nu aveau valorile astea. Și vine din Ierusalim în, în Antiohia, și el nu vede niciuna din problemele astea. El nu vede niciuna din. niciunul din lucrurile astea negative. Ce vede el? Ce a văzut? Punem, punem versetul, te rog, versetul 23. Ce a văzut el? Ce a văzut? Spune, ce a văzut? Harul lui Dumnezeu. A văzut harul lui Dumnezeu. Ce vezi tu în biserica noua generație? Ce vezi tu în biserică? Când te uiți la biserică, ce vezi? Oh, stai să zic, pastore. <laughs> Am o listă. <laughs> Două, de fapt. Stai că -ți zic. Și bine dacă ai o listă. Pentru că dacă ai o listă, dacă, ai ceva de, dacă vrei să zici ceva, e foarte bine și te invit să, să vii la mine și să-mi spui lucrurile alea. S-ar putea să nu-ți placă răspunsul pe care ți-l dau, dar vino și vorbim. Vorbim despre lucrurile acelea. Nu, uh, uh, și, și cred, că, cred că Dumnezeu vrea ca noi să, să, avem, să fim plini de Duhul Sfânt și credință. Cred că la asta ne cheamă Dumnezeu. Amin? Ne cheamă să fim plini de Duhul Sfânt și de credință. Și, uh, și în momentul în care noi suntem plini de Duhul Sfânt și de credință, vom privi la Biserică și vom vedea că totul e perfect. Vom vedea. Probabil că nu vom vedea că totul e perfect. Pentru că atunci am, am zice, mă cei cu ochelari astea. Uh, probabil că vom vedea lucrurile care nu merg. Și Dar atitudinea pentru acele lucruri, pentru abordarea acelor lucruri, va fi una constructivă. Eu vreau, uite, uh, am observat că ceva nu merge la, la uh, copii, la Angie Kids. Pot să ajut? Aș vrea să ajut acolo. Aș vrea să mă implic. Vreau să-mi vând terenul ăsta ca să, ca să, organizăm zona NG Kids să meargă mai bine. Sau vreau să... Pentru că asta înseamnă, nu? Un om plin de Duhul Sfânt și de credință, un om bun, asta înseamnă. Vede o nevoie și o, o împlinește. Încurajează împlinirea acelei, nevoi și uh, și cred că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Cineva mi-a spus din moment ce tu ești diferit de alți pastori, mulți, mulți mi-au spus că uh, de exemplu, uh, directorul de la Alfa și Omega, prima oară când m-a sunat, a zis Marin Ești diferit. Cu asta am început. <laughs> și zic, ok, știu, altceva. <laughs> o zic, ce, deci, ce, ce, ce te face diferit? Ce-i ce cu tine? Hai, spunem, vreau să te cunosc. Și cineva recent mi-a spus, Dio, ce tu ești diferit și biserica ta e diferită. Și Dumnezeu a știut că așa va fi când te-a chemat. Și îmi amintesc când m-a chemat Dumnezeu, nu, nu cred că o stat prea mult pe gânduri, pentru că m-a chemat când, când m-a adus mama la binecuvântare, familia m-a adus la binecuvântare înaintea lui Dumnezeu și, și atunci am primit o profeție prin care Dumnezeu mi-a spus, când vei crește mare, vei fi slujitorul lui Dumnezeu. Te-am plantat în grădina mea vei, și vei fi un pom care crește mare, care aduce roade mari și bune la gust. Nu a stat mult pe gânduri, să okay, nu, stai să văd cum crește, ce face, ce uh, nu știu. Nu, el nu s-a gândit prea mult. Uneori îl mai întreb, Doamne, nu trebuia să stai un pic mai mult pe gânduri? Dar el a ales să te planteze în această familie. Alege să iubești această familie. Alege să privești această familie prin ochii harului, pentru că tu ai primit har. Pentru că noi am primit har, fiecare dintre noi. Suntem chemați ca într-o familie. Nu? Uh, uh, unii în familia lor se gândesc nu funcționează. Ce faci dacă nu funcționează? Unii se gândesc să renunțe la familie. Este. Poate alții se gândesc să își găsească o altă soție, un alt soț. Este greșit. Biblia spune, energia pe care ești gata să o investești în altă relație, investește o în relația asta pe care o ai acum. Și vei vedea că se va schimba. Dar dacă nu, te, dacă nu ești implicat în familie, vei ajunge să gândești că familia asta nu mai funcționează. Dar în momentul în care te implici și slujești îți slujești familia, vei vedea că familia ta va înflori și la fel Vrea Dumnezeu să facă în familia aceasta a bisericii. Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să slujim și să privim, să privim prin ochii uh, Harului. Amin. Al patrulea lucru pe care l-a făcut Barnabas, în Fapte 11, i-a încurajat. I-a încurajat. 11, 23 și 24, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu. Citim împreună? S-a bucurat și i-a încurajat pe cei pe care îi prefera. I-a încurajat pe cei care, cu care se înțelegea bine. I-a încurajat pe cei pe care îi cunoștea i încurajat pe toți, pe toți, ce? În, ce? în ce direcție? Să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată și o, și o mulțime mare de oameni a fost adăugată la Biserica Domnului. Când oamenii vor să fie într-un loc unde sunt încurajați. Dar dacă toată lumea așteaptă să fie încurajată, cine încurajează? Spune, eu încurajez. Eu sunt încurajatorul. Și vreau să fiu și eu unul. Spune, vreau să fiu și eu unul. Bar Barnaba nu numai că era un om bun, dar el era și plin de bucurie și... I-a încurajat pe toți pentru că, pentru că el vedea bunătatea lui Dumnezeu, vedea harul lui Dumnezeu în oamenii din jurul lui, în biserica respectivă, vedea cum, practic, numele lui a fost schimbat de ucenici pentru că el era așa un mare încurajator. Și aș vrea fiecare dintre noi să ne schimbăm numele și să, fim, să, să luăm numele acesta, fiul încurajării. Vrei să-ți vrei să iei acest nume? Eu, spune celui de lângă tine, vreau să fiu și eu, doar dacă vrei să-ți fii, că dacă nu vrei să fii, poți să zici și după aceea să-ți propui să, să vrei. Vreau să fiu și eu un fiu al încurajării. Barnabas, peste tot în faptele apostolilor, vedem că a fost un fiu al încurajării. El i-a încurajat pe alții prin donațiile lui, l-a încurajat, de exemplu, pe Pavel, uh, când încă se numea Saul, uh, ucenicii nu-l primeau, le era teamă de el și Barnabas a fost cel care s-a dus la el și l-a luat, uh, au zis, ok, mi-asum riscul, am auzit că s-a schimbat, mă duc să vorbesc cu el, mă. Și s-a dus, a vorbit cu el și l-a adus, l-a prezentat la apostol și uh, a fost primit de apostoli. Uh, lucrarea și viața lui, lui Saul, lui Pavel, probabil că nu ar fi fost de amploarea pe care noi o cunoaștem, dacă nu l-ar fi primit apostolii. Dar Barnabas a fost omul cheie care l-a încurajat, apoi l-a încurajat pe Marcu Ioan, mai târziu, uh, uh, interesant că uh, în prima parte îl prezintă pe Pavel apostolilor și devin best friends și acum best friends se ceartă pentru Ioan Marcu și se despart. Pavel merge într-o direcție cu uh, uh, Silas și uh, el, Barnaba, să ia pe Ioan Marcu și merge în altă direcție ca să slujească. Uh, și e uh, interesant că el, fiul încurajării, rămâne și în biserica aceasta nouă, un fiu al încurajării. Și îi plăcea pur și simplu să încurajeze. Care a fost rezultatul? Oamenii vroiau să fie pe lângă el. Dacă tu te gândești, eu nu prea am prieteni. Nu prea mă place nimeni. Începe să încurajezi oamenii. Începe să încurajezi pe colegi, pe prieteni, pe cei din biserică. Încurajează. De fiecare dată când te întâlnești cu cineva și, și te întâlnești cu câțiva oameni, nu? Duminica. Începe să încurajezi pe cei din regin, Toplița, Târnăveni, aici în Târgu Mureș, începe să încurajezi. Și o să vezi cum, încet, încet, oamenii se vor aduna pe lângă tine. Sau, mai practic, intră într-un grup, sau formează-ți un grup. Am încercat să intru într-un grup, dar nu prea nu prea m-am conectat, nu prea ai de mine. Caută alt grup. Intră în alt grup. Avem zeci de grupuri. Poți, poți alege orice tip de grup în care să te implici. Nu stai izolat, pentru că diavolul te va prinde. Dacă stai izolat, te va prinde și te va scoate din joc. De asemenea, cu un zâmbet, poți încuraja oamenii din jurul tău în așa fel încât ei să, să își dorească să fie pe lângă tine. Zâmbește. Zâmbește larg și. Mă bucur pentru toți cei care slujesc în, în echipa de primire, în echipa Welcome, care ne întâmpină așa cu un zâmbet mare și, și ne, ne, schimbă, ne schimbă starea. Și foarte multe mărturii am primit din partea oamenilor care ne scriu după, ce, după, ce, după prima lor vizită și ne spun cel mai mult m-au impresionat oamenii care zâmbesc, care m-au primit. Nu predica, ce predică, pastore, lasă predica. <laughs> măcar unul ziceți, mă, că predica, vă rog eu astăzi. <laughs> Închinarea, nu oamenii care au zâmbit. Oamenii care au zâmbit. Și asta ne încurajează. Asta ne încurajează că măcar cineva poate să impresioneze. Și Uh, și vă mulțumim echipa Welcome. Haideți să aplaudăm încă o dată echipa Welcome. Barnabas era plin de Duhul Sfânt și de credință. Și vreau să vreau să, vreau să, vreau să te întrebi vrei și tu să fii plin de Duhul Sfânt și de credință? În oricare campus sau, ești sau dacă ești online, Astăzi vreau să-ți pun o întrebare. Vrei să-l cunoști pe Isus? Pe acel Isus care l-a condus pe Barnabas? Pe acel Isus care i-a condus pe apostoli? Pe acel Isus care ne-a salvat pe noi și ne conduce pe noi? acela, este același Isus. Biblia spune în Roman 10, versetul 9, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi salvat. Dacă vrei să începi o relație personală cu Iisus astăzi, te invit să rostești o rugăciune scurtă după mine dar să fie rugăciunea inimii tale, să fie rugăciunea pe care tu o rostești înaintea lui Dumnezeu, Tatăl. Și spune-i cu gura ta, dragă Tată din ceruri, în această dimineață vin la tine, în numele lui Iisus Hristos te rog să mă ierți. Te rog să mă primești în familia ta. Te rog să-mi ierți toate păcatele mele pe care le-am făcut până acum. Primesc iertarea ta în inima mea. Îți mulțumesc că ai murit la cruce, plătind factura păcatelor mele. Cred că atunci când ai murit, ai murit în locul meu. Îmi deschide inima și te invit să fii Domn personal și stăpân personal în viața mea. Aleg să te urmez pe tine restul vieții mele în numele lui Isus Hristos. Amin și amin. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație. Dar nu te opri aici, intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te nouă live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!